Părinții ar trebui să aibă în vedere în primul rând educarea sufletului, învățându-și copiii să trăiască cu evlavie în lume. Însă și iubirea pentru copiii noștri ne îndeamnă la a le oferi o bună educație, o educație creștină. Educația ce le-o dăm copiilor noștri este o dovadă a purtării de grijă față de ei, a dragostei ce o avem pentru ei. Sfântul Părinte, stabilind așadar o legătură interioară între iubire și educație, îl îndeamnă pe părinte: dacă îți iubești copilul, arată-o prin educația pe care i-o dai. Făcând aceasta, părinții nu numai că vor primi răsplată de la Dumnezeu, dar vor fi ei cei dintâi care se vor bucura că au un copil bun. Astfel, prin educația pe care o oferă copilului său, părintele lucrează spre binele lui însuși. Copiii sunt icoane minunate ale lui Dumnezeu, iar părinții sunt pictorii care îmbracă în diferite culori frumoase caracterul lor. Asemenea sculptorilor, părinții trebuie să-și dea toată silința și să întrebuințeze tot timpul liber pentru a sculpta statui vii și desăvârșite lui Dumnezeu. Ei trebuie să îndepărteze din sufletul copiilor lor ceea ce este deprisos și rău și să adauge binele care lipsește. În gândirea Sfântului Ioan Gură de Aur, educația este o lucrare de artă ce se realizează în scopul scoaterii la iveală a ceea ce este mai bun și mai frumos în sufletul copilului. Părinții sunt îndemnați să-și observe cu atenție copiii pentru a descoperi care este darul natural cu care a fost înzestrat de Dumnezeu spre a-l dezvolta și care sunt defectele lor pentru a le îndepărta. Sfântul Părinte ne îndeamnă să ne învățăm copilul să fie cumpătat, să privegheze, să se roage, să se însemneze cu semnul Sfintei Cruci de fiecare dată când spune sau face ceva. Sfântul Ioan Gură de Aur aseamănă sufletul copilului cu un oraș de curând zidit și întemeiat, căruia părinții trebuie să-i dea legi. Cele 5 simțuri sunt porțile acestui oraș, iar cetățenii lui sunt gândurile care intră și ies prin aceste porți în sufletul copilului și care au puterea de a-l corupe sau de săvârși. Prin legile date, părintele urmărește să cultive numai gândurile bune ale copilului, iar pe cele rele să le îndepărteze, pentru a putea face din întreaga lui ființă un palat al împăratului ceresc. Prin fiecare din simțurile sale, copilul trebuie să rămână în comuniune cu Dumnezeu. Gura lui să rostească totdeauna cuvinte cuvincioase și evlavioase, rugăciuni, psalmi și cântări sfinte. Urechile lui să audă povestiri și istorioare din Sfânta Scriptură. Ochii lui să nu privească spre lucruri care i-ar vătăma sufletul, ci spre cer și spre lucruri frumoase. Copilul trebuie mustrat atunci când se poartă urât sau spune cuvinte necuvincioase, dar nu bătut. Încuraja și motiva să facă binele și răsplătit pentru o purtare bună. Sfântul Părinte consideră că este necesar ca un copil să se teamă de bătaie, dar să n-o primească. Amenințările să nu meargă până la faptă, să se aștepte să fie pedepsit, dar să nu-l pedepsești, ca să nu se stingă teama de pedeapsă. Când vei vedea că teama are bune rezultate, fii blând. Firea omenească are nevoie și de blândețe. O atenție deosebită se cuvine să acordăm comportamentului pe care copilul nostru îl dezvoltă în relația cu ceilalți. Astfel este foarte important, scrie Sfântul Ioan Gură de Aur, ca părinții să-și învețe copilul să fie îngăduitor și bun cu oamenii, să rabde când este nedreptățit, să ia apărarea celui nepăstuit, să-și stăpânească mânia, să fie blând, să nu se răzbune atunci când este insultat, să nu ia seama la disprețul și lipsa de considerație venite din partea altora, să dea întâietate celor mai mici, să-i cinstească pe toți oamenii la fel, pentru că toți sunt egali prin fire. Pentru a forma în copil caracterul unui bărbat sfânt, părinții se cuvine să sădească în sfătul lui evlavia, să-l învețe să disprețuiască distracțiile vătămătoare, să-i vorbească despre împărăția cerurilor, despre frumusețea sufletului, despre răsplata pe care o primesc de la Dumnezeu oamenii buni și despre pedeapsa veșnică ce așteaptă pe cei răi în viața viitoare. Când copilul a crescut mare, părinții să-l deprindă cu postirea, cel puțin de 2 ori pe săptămână, miercurea și vinerea, cu rugăciunea făcută cu multă râvnă și umilință,
să ia parte la privegherile de noapte atât cât poate, să cunoască bine dogmele despre Dumnezeu și valoarea lucrurilor omenești. Învață-ți copilul, scrie Sfântul Părinte, să nu pună niciun preț pe bani, nici pe slava omenească, nici numai pe viața de aici. Tatăl să-și învețe fiul să nu-și câștige existența în mod rușinos, iar mama să îndepărteze de la fiica sa luxul și podoabele, să-și păstreze sufletele și trupurile lor neatinse de păcat. Dar nu este suficient să le vorbim copiilor noștri despre Dumnezeu și să-i creștem potrivit principiilor creștine, ci trebuie să-i învățăm și să-i deprindem să meargă la biserică, acolo unde Hristos se jertfește și înviază în mod mistic, dar real pentru ei, chemându-i la împărtășirea cu El. Sfântul Ioan Gură de Aur, deși apreciază și laudă valoarea educației creștine făcută în familie și în școală, totuși îl îndeamnă pe părinte. Nu te mărgini numai la atât, ci ia-l de mână pe fiul tău și du-l la biserică. Aici, prin lucrarea Harului Divin în sufletul și în trupul său, el este ajutat să crească până la măsura bărbatului desăvârșit, devenind un atlet al lui Hristos și un templu al Duhului Sfânt. Dacă îi vom educa și crește pe copiii noștri în învățăturile și Duhul de viață creștină ortodox, mai târziu, când vor deveni ei înșiși părinți, își vor crește și educa copiilor în același fel, contribuind astfel la transmiterea neîntreruptă a valorilor și etosului creștin, din generație în generație, spre mântuirea tuturor și spre slava lui Dumnezeu. Iubiți ascultători ai postului de radio Lumina, Părintele Corcoveanu Stelian, realizator emisiunii Sfinții Părinți Învățătorii Noștri, vă mulțumește pentru că a fost ascultat și vă dă întâlnire la o nouă ediție a acestei emisiuni în săptămâna viitoare. Până atunci, Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu noi cu toți. Amin. Preot Corcoveanu Stelian Cristian.